Se poate. Bună ziua, stimați colegi. Astăzi avem dispoziția numărul 189 din 2606-2017 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 2606-2017, ora 9. Pe ordinea de zi avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din mai 2017, proiect de hotărâre privind completarea articolului 25 din anexa hotărârii Consiliului Local numărul 61 de 29 din 12-2016, referitoare la stabilirea din impozite și taxe locale pe anul 2017 la nivelul Comunei Crejat, județul Bacău. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de pășunat valabil pe teritoriul Comunei Cleja, proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Cleja, județul Bacău, la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea predării obiectivului extindere rețea apă în satele Cleja, Somușca și Valea Mică, aparținătoare Comunei Cleja, județul Bacău, către SECCLAS Bacău, listei de inventariere și caietul lui de sarcini. Și avem diverse probleme. Putem începe cu primul punct, domnul președinte de ședință. Puteți să le prezentați. În primul rând, să supunem la vot ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Nu există suplimentări. Cine este pentru? Dacă cineva este împotrivă sau nu se abține cineva. Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară, dacă sunt obiecțiuni. Cine este pentru? Deci 15 voturi pentru. Nu, eu mă abțin. O abținem. Da, dar nu și-a răschit, dar decât pe duciți. Vă abține pentru un motiv care l-a spus în sală. Deci, tura trecută ședința era planificată la ora 9. Ora 9. Bineînțeles că ne-ați anunțat ca să venim la 8. Și am venit la 8. Da, a fost o exigență. El a venit la 8 jumate. Și n-a fost trecut prezent la treaba asta. Pe tocmai pentru asta este motivul. Da, a participat doar la ședința de comisii, a semnat procesul verbal la comisii. Da? Și la ședință, la hotărâri, deci nu putea, dacă a lipsit la hotărâri, la vot. Bine, dar n-a fost vina lui. Nu a fost vina lui. Bun, dar totul de ce nu s-a anunțat, domnul consilier? De ce nu l-a anunțat nimeni? S-a fost anunțat. S-a anunțat prea din scurt. A fost o excepție, nu s-a mai întâmplat, asta e. Acum nu e nicio problemă. Dumnealui s-a abține. Deci, 14 voturi pentru și o abținere, da? Problema este, dumneavoastră, trebuie să, când mai dați telefonul ăla, nu spuneți, pur și simplu, ne întâlnim la ora 8. Domnul consilier, s-a modificat ora de ședință de la ora 9 la ora... O să vorbesc cu fetele la registratură, mă rog, o să... Deci nu este o întâlnire privată, este o ședință de consiliu care trebuia să fie anunțat cum se cade. Ca să zic, nu este vina mea că am întârziat. Vina este a dumneavoastră. Deci nu putem să spunem că e vina cuiva. Deci 80% este vina dumneavoastră, 20% nu asumă. A mea personal? Nu a dumneavoastră. Nu a ședință? Nu a dumneavoastră, ci nici nu m-a anunțat cum trebuie. Da, da. Bine, mă rog, nu intrăm în polemici și ne cerem scuze și domnul prefect să-și ceară scuze că ne-am convocat. Așa? Da. Eu pot să și renunț dacă nu credeți că nu aveți nevoie de... Dar nu s-a pus problema, domnule. O să facem cercetări, să vedem. Nu cred că de la registratură a făcut vreo excepție și nu v-a sunat pe dumneavoastră. Bine, dar nu se poate plăti. Nu se poate plăti dacă omul și așa a fost la ședință. Da, problema e că eu deja pentru că pot zilele alea liberi, salariile am făcut doar imediat după ședință, am făcut-o pe și am dat drumul. Noi, care n-a fost prezent la hotărâri. Și o să-i dau luna asta o ședință. Nu-i dau ședință plus, îi dau doar comisii, fără ședință. Deci, nu se poate rezolva. Nu pot fi la lui.
Dacă n-a plăcut, doamna, 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 v-a spus că se rezolvă, o să pe luna aceasta. Nu, dar s-a putut atât, nu mă interesează banii, dar vreau să fiu zic așa, că trebuie să fim anunțați cum trebuie. Eu nu cred că nu s-a făcut dumneavoastră. Și sunt niște acuzații grave pe care îi faceți la adresa noastră. Dar nu fac acuzații, vă spun că... Eu nu cred. Și cum să cercetăm? Deci fetele la registratură când sună, revin cu un telefon sau anunță, eu nu cred că au făcut o excepție. Deci toată lumea a fost anunțată, numai dumneavoastră am fost anunțată? Nu am spus că nu am fost, am fost anunțată. Haideți ca să nu vă rugăm frumos. Nu am fost niciun fel de problemă până acum, nu cred că e cazul să intrăm nicio problemă. Deci ca să reluăm aspectul, 14 voturi pentru, să înțeleg, și o abținere, domnul Voidoc, da? Da. Ei, mulțumesc frumos. Deci la procesul verbal discutăm. Punctul 2. Proiect de hotărâre prin completarea articolului 25 din anexa hotărârii Consiliului Local numărul 61 din 29 din 12-2016 referitoare la stabilirea de impozite și taxe locale pe anul 2017 la nivelul Comunei Cleja. Cred că cel mai bine ar putea... Doamna contabilă. Da, noi nu am avut prins taxa asta publicitar. Conform codului fiscal este 3% din valoarea pe care declar în firma. Am avut un caz, o singură firmă, UPC-ul, și-a făcut reclamă prin sat cu mașină, cu portavoce, cu nu știu ce. Și conform codului fiscal, dânșii și-au declarat valoarea de publicitate și noi trebuie să punem 3%. Omul deja a ajutat, dar trebuie prins și în cadrul Consiliului Local această valoare, de 3% din valoarea pe care o declară în firma. Și avem bani de încasat. Da, dar 2 milioane. După singura firmă, adică n-am ajutat până acum. 2 milioane sau 200 de lei? 200. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, să spunem la vot. Cine este pentru? Deci, 15 voturi. Să se abține cineva. Următorul proiect. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de pășunat valabil pe teritoriul Comunei Cleja. N-am avut timp să facem aceste amenajări pastorale ca să mergem pe hotărârile care au fost de anul trecut. Deci cu 50 de lei hectarul sau acum. Deci e vorba de regulamentul care noi trebuie să-l facem pentru acele pășuni pe care le avem. Știți că sunt locuri fizice separate, avem 59,7 hectare pe toată comuna. Mi s-a impus că trebuie să facem această documentație, s-a făcut anul acesta, nu intră în calcul, mergem tot cu ceea ce a fost anul trecut, de anul viitor. După ce se va aproba regulamentul, după care se după asta se va scoate la licitație. Știți despre ce este vorba, locurile fizice sunt puse separat pe fiecare parcelă, la dosarul de ședință este Racne, este Cipcheș, dacă vă uitați este pe Valea Mică. Cine a dorit-o putut să vadă despre ce este vorba, dacă sunt întrebări puteți să le adresați. Dacă doriți ceva să întrebați. Dacă nu sunt discuții, prin punctul 3, să supunem la vot. Cine este pentru? Dacă este cineva în putere, să abține cineva. Deci 15 voturi pentru.
punctul 4. Părintele hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Cleră la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap. Asta este, știți, când fiecare an ați aprobat în către Consiliul Județean finanțarea în care facem către persoana instituționalizată, la Comănești, cred că a făcut o mare și tot 20 de ani. Acolo și fiecare an, acum s-a venit mai târziu, de obicei, din internet, la început o an, dar când s-a aprobat bugetul mai târziu, abia acum l-au trimis Consiliul Județean, s-a aprobat în Consiliul Local, costurile anuale pentru persoana instituționalizată, pe care scop primăria din bugetul local. Cât ar fi pe an? Costul 3024 de lei. Și deci, în conformitate, nivelul contribuției stabilit pentru Consiliul Local în vederea susținerii persoanei este în proporție de 35%. Trebuie să dăm undeva un salariu, undeva la 1000 de lei pe lună pentru Consiliul Local. Adică, ca și cost plătește un om care are grijă de omul respectiv. Și am cercetat, nu este acolo, nu este ce, da. Și am înțeles că să-l aducem acasă, nu avem la cine, că am înțeles că șorul de dânsului, totul cu probleme psihice, ceva de gen. Deci, nu rămâne acolo, că... Am zis, ia, dar... Deci, dacă mai sunt discuții, cine este pentru? Deci 15 voturi pentru, da? Trecem mai departe, da? Punctul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea predării obiectivului extindere rețea apă în satele Cleja, Comuș, Cașevare, adică aparținătoare Comunei Cleja, de sub acolo, către SC Crab. A listei de inventarire a proiectului de sarcină. Da, aici aș vrea să, pentru că știu problema destul de bine, aș putea să vă dau mai multe informații. Este vorba de lucrarea care s-a făcut acum 2 ani sau în 2014, nu? S-a făcut lucrarea și n-a fost dus până la capăt. Trebuia predat către Crabie sa. Noi am făcut acum am încercat să facem extinderea de la stadionul unde nu este apă și ăștia de la Crab nu ne dau avizul pentru că nu a fost instalația rețeaua predată către ei. Adică gestionează, dar... Gestionează, dar n-a fost predată către ei. Și atunci trebuie o hotărâre de Consiliul Local prin care să aprobăm predarea instalației respective către Crab. Cam e vorba de formalități. E formalități. Da, că gestionează exact. Da. Deci, dacă sunt probleme și... Cam asta. Comisia din cadrul primului. Deci să vedem cine face parte din comisie. Mi-a spus o comisie care ne obligă. Este domnul Traș Cristina, este doamna Renuța, doamna de la achiziții. Va fi din partea Consiliului Local, am făcut pe domnul Cada, pe domnul Pănică, pe domnul Benchea, voi fi eu. Și de la Crab vor veni, uitați-vă ce este. Da. Deci, Lege de Angelica, președinte, Dumnezeu Elena membru, Dumnezeu Ceașto, Pavesina membru, fata de la achiziție, David Iaila, Șchirțescu, Vasile, Copăl, diriginte de șantier. Iar ceilalți trei reprezentanți din partea Consiliului Local vor fi cei enumerați. Iar din partea Crabului, ne-au primit și dumneavoastră persoanele care vor face parte din comisie. Și dacă mai sunt doritori? Dacă doriți, poate să vină orice. Vă invitați, bineînțeles. Nu este nicio problemă. Dar domnul să fie din partea cadrului. Sigur. Nu. Nu. Dar, uite, uite, asta nu este la inițial și care e cei parte la recepție și au fost o să intre și ei. Și domnul Benchea și domnul Gherfi o să fie acolo. Oricum, cu rețeaua nu sunt probleme, pentru că a fost făcută bine. Singurele, ca să spun așa, probleme care sunt și din punctul meu de vedere, hidranții aia s-au scos cam, trebuiau mai înspre gard un pic ca să putem să facem strada aia să fie funcțională, știi? La Sociu tot va trebui, la ora actuală, nu mai pot circula
pe șoseaua națională și ne obligă să facem... Dar nici pietoni, bine. Nici pietoni, bine. Și traficul foarte mare și cu toată supărarea lui domnul Socea, va trebui să intrăm puțin spre... Ca să se supără, nu se supără, dacă e nevoie, te face. Asta este. Deci, acolo... Au făcut atac asta, să nu desfințăm grădina. Bun, cam asta e problema. Da. Deci, dacă mai sunt discuții, la punctul numărul 5, supunem la vot. Cine este pentru? La diverse, dacă aveți probleme. La diversii avem o adresă de la Inspectoratul Școlar, transmisă către dumneavoastră și către domnul primar, pentru desemnarea din partea dumneavoastră a Consiliului Local a unui reprezentant care să participe în calitate de observator la concursul organizat pentru postul de director pe data de 17 iulie 2017. Știți că au mai fost desemnați, a mai fost un concurs. Așa, acum să reia, data trecută a fost domnul primar, deci din partea primăriei, și doamna vice din partea dumneavoastră a Consiliului Local. Aici aș vrea eu să comentez un pic. Am fost data trecută, practic, suntem niște observatori că lucrurile merg în... au pus în făgașul lor... Normal, comisia de la Inspectoratul Învățământului de acolo. Ce pot să spun, data trecută, doamna directoare, care a fost, a uitat să pună la documentele dumneavoastră o hârtie care, practic, atrăgea puncte și asta a descalificat-o. Și acum, probabil, cei care nu sunt în funcție, este doamna directoare de la Sumiștea, care a preluat, pentru că are, are pregătirea necesară și... și acum s-a spus din nou la concurs. Practic, mergem acolo și stăm... pe bolurile alea și așteptăm, așteptăm să intrăm ca să... Da. Da. Și vă dați seama că trebuie făcute și lucrurile astea. Dacă noi am... am trecut, am fost cu Angelica. Cu 7 ore. Da, păi toată lumea jură pe acolo. Că tu nu ai o halava bună, știi? Și tot ai într-o mare de oameni și... pur și simplu doar stai și uiți, te uiți și aștepți. Da, ce faci. Deci dacă tot v-ați obișnuit, eu propun ca să mergem. Exact. Rămâne-te. Dar există un alt doritor care dorește. Dacă dorește, dar dumneavoastră. Nu, noi ne facem pentru că... Deci domnul Sfăuș, consilier și președinte de ședință, o propune pe doamna viceprimar, Glegheti. Supunem la vot propunerea. Și domnul primar, în calitate de reprezentant al primării, al dânsului. Dânsul se gândește pe dâns. Deci rămâne domnul primar și doamna vice. Mulțumesc. Deci se pare că tot, doamna Victoria, de anul trecut vrea să meargă, că... Maria vrea să meargă. Păi să meargă, pentru că... Știți, o învățat atât de mult, a avut o notă foarte mare la scris. Dar faptul că ea nu a descărcat pe platforma adeverințele și acele diplome pe care dumneavoastră le-a avut pe parcursul anului, a descalificat. Nu a avut timpul și simplu să le descarce. Acum le descărcat doamna și sigur să fie. Și vreau să spun că directoarea de la Sumușa nici nu mai vrea. Ca să... E o funcție greoaie, totuși. Da. Nu e atât de simplu, știi, ca să... Sunt multe probleme. Da. Probleme sunt. Mai... alte probleme. Deci, da, în luna august s-a stabilit de cum un acord cu vom face zilele comune. Într-adevăr, văd și cu doamna secretară și cu domnul primar și cu doamna contabilă și mi-a spus ca să vă aduc la cunoștință. Dacă doriți ca în acea zi să fie, să propuneți alte programe, de fapt trebuie să propuneți, că de cum un acord trebuie să facem acest lucru, vă scrie că trebuie să facem și un proiect de hantărare pentru ședința dumneavoastră. Concursul. Păi de asta zic, trebuie să... Un program, din partea dumneavoastră, va... Trebuie să duce o scenă ca lumea, trebuie acoperită, dar... Ziua comunii va fi pe 13 ani.
ca fiecare comună, în momentul când avem la Creșa, să nu fie la Bălchescu, să nu fie la Faraua. Cam asta a fost logica pentru care ne-am dus pe 13. Pentru că suntem noi pe 13, pe 15 mi se pare că miercuri, atunci Sfânta Maria face Bălchescu, după aceea face Faraoniu, face... Deci suntem... Trebuie fiecare comună să face, să nu fie și în altă comună, ca să facă pentru animale. Acum, sunt niște bani care sunt de la GAL, mi se pare că jur de 4.000 de lei. Vor fi care vom face parteneria, primăria comunei, deja cu GAL. Vom alua 4.000 de lei. Eu aș propune, și dacă sunteți și voi de acord, să nu mai luăm, să nu luăm formații de afară, să nu cheltuim bani, adică să încercăm să facem cu banii noștri aici și cu artiștii noștri pe care și așa îi plătim lună de lună. În schimb, trebuie să facem o scenă. Eu am făcut am fost prin mai multe localități, am văzut că sunt au oameni scene prin comună. Trebuie să facem. Eu spusesem că ne ajung 5.000 de lei. 5.000 de lei ne-ar ajunge pentru chereseaua care este, să spunem, la bază. Ar fi bine să acoperim, să rămână o scenă definitivă. La anul avem zilele tineretului în comuna Cleja. Preotul a spus că în toate comunitățile pe unde s-au fost, sunt două scene. Adică unde copiii poate să se desfășoare. De exemplu, avem scena la biserică, cum se numește, altarul ăla acolo care îl avem. Și slujba se va ține acolo. Dar zicea părintele că ar fi bine să avem și noi o scenă, dar și așa. O să avem zilele comune, să avem o scenă pentru definitiv. Și prin care am putea să o facem noi această scenă. O scenă acoperită și atunci asigur că probabil că... Dar în ce loc? În ce loc? Eu aș vrea să facem aici jos unde e piața sau unde a fost stabilită piața. Este, am nivelat, o să punem iarburi, putem să amenajăm aici așa și să fie definitiv, să nu te duci la Buda, că totuși aici ai ce am. E teren de fotbal. E terenul de fotbal acolo, care nu poți, că dacă se joacă meci, o să-i cam. Da. Eu aș zice, aici avem loc, putem merge, putem să analizați. Putem, pentru ziua respectivă, putem bloca strada. Adică străduța asta de la Angelica, acolo unde e Y-ul, acolo, pur și simplu, și toate activitățile care sunt în centru să se desfășoare aici. Acum, cum spune și voi. O să fie mult dacă vine, dacă e ziua, când... Vin 5.000 de tine. Păi, și unde luați acum? Da, este. Ascultă. Am înțeles. Păi și... N-ai unde și ascult-o-le, că este spațiu, du-te jos și hai să te uiți. Spațiu este, destul de lung, ți se pare că nu e, dar acum amenajat, îndreptat, hai să vezi că este și în altă parte chiar n-ai unde. Bine, tineretul vine la biserică, după care vine aici, ca zică. Domnul primar, haideți să vă mai spun o chestie. Chestia asta implică mai multe probleme, nu că vin tineretul 5.000 și pe acolo. Păi o să vină 50-80 de autocare. O să vină, unde? Dar, unde le bat? Deci, putem parca la școală aici, așa, terenul de... Adică în curtea școlii putem să ne folosim. O să trebuiască să găsim soluții, tot o să rămână la Faraoan. Când am avut, când a fost atunci, am fost pe teren și de-abia am căput atunci. Cum a fost? A fost și la Buda, nu? Păi au fost, dar de-abia am căput pe teren acolo și... Atunci mașinile au fost parcate și la CPL. Dar cum? Deci au fost... Vom găsi soluții. Foarte mult. Dar să facem centru atât aici, nu văd, nu văd. Cum se poate face ziua tineretului de la Clera să o ducem la Buda? Nu se poate pentru că e strict pe biserică, a spus Francisc. Păi aia, e strict de biserică, dar va fi dezastru. Stați puțin că se găsim în realități. Este acolo la un mic roc în față, acolo pe lângă respectiv. Este 3 curci, putem și acolo câteva mașini să se parcheze. Este în curtea școlii. Sigur că da. Eu zic, până la urmă, și chiar, uite, mergeți la jos aici și este spațiu. S-a creat spațiu prin... Am nivelat. Logic, nu se poate duce la Buda că e aici. Dar nu, domnule, aici, deci... Dar n-avem alte soluții. Bine, ei se vor plimba. La frontera aici, la sus, acolo... Și mai mult de atât, se poate parca la 3 cruci. La 3 cruci. În ziua respectivă, preotul chiar m-a rugat ca să... părăul ăla, că unde trecerea la domnul consilier acolo, să amenajăm ziua respectivă ca autobuzele să se circule pe aici, prin dreapta, să nu treacă prin fața bisericii, știi? Da, obligat că nu treci, dar n-ai cum să treci. Și m-a rugat preotul și pentru duminică, dacă totul am vorbit,
duminică este Milu și au spus, domne, jumătate de oră, oră, nu știu, să blocăm cumva strada, că e Milu și o să fie 250 de copii să întreabă și cam... 157 de copii, da? Atât ai afectată cursa de 11. Cursa de 11. Dar o să fie eu și spun eu, întoarce aici, întoarce aici la primărie și trage aici și cine... Dacă nu se poate merge pe la Cristian înainte, pe la Agneza, pe care, care face... și acolo ajunge. Nu, 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 nu. Întoarce aici, că de la 3 cruci până aici, sunt 4 minute de mers. Da, să știe lumea. Să știe lumea. Păi, da. Păi, da. Păi, da. Da. Mai anunțat, mai, mai anunțat și restul. Poate să anunțe și tărbul la biserică. Da, cu când? Nu anunțe. În biserică. În biserică. În biserică. Preotul îi spune că la cursa din 11 se va rămâne aici amunțat. Aici la ce? Stau ce vreau, ți-mi spune. La ce de hram pun afiș? Doar lumea e obișnuită, știe, băi. Nu poate să treacă prin mulțime, nu? Vine aici la vară, dacă nu vede autobuzul. E, dar se vorba să duce de la unul, de la celălalt. Dar e de o când stă, nu pleacă de aici, pleacă cu 5 minute mai târziu, că dacă vine omul la limită și vede că nu e autobuzul, să aibă timp să ajungă la mare. Pentru zilele comune aș mai... Deci, pentru că nu plătim niciun artist, o să facem totul cu artiștii noștri din comună, pentru că avem dansatori, avem artiști de pop, muzică populară, avem de muzică ușoară, doamna directoare se ocupă foarte bine și ziua respectivă o umplem cumva. Păi v-ați spus că v-ați săturat de dămoc. Nu, n-am zis că ne-am săturat de dămoc. Niciodată n-am spus că ne-am săturat. Și înseamnă că aveți o informație... Cine? Nu, aveți o informație greșită. Nu, nu ne-am săturat de dămoc, numai că... Nu, își face treaba omul, nu îi face treaba lui. Și chiar, sigur, am văzut că se implică. Totdeauna când sunt activități, ele se activ. Și bine, nu vine numai pentru ora aia când, când e plăcut. Mai avem domnul dinerist, mai în vârstă. Cântă și la instrumente și la... Da, e vârstă, dar vă poate, cu dragă inimă, dacă sunt la comunității și ei. Dacă vor să facă... Trebuie anunțați. De asta am zis că ar fi bine să stabilim un program. Gândiți-vă și dumneavoastră ce anume doriți să se întâmple în ziua respectivă. Eu atunci chiar i-am și pe ei ca să vină să danseze și ei în ziua respectivă. Și instrumente cântă. Păi așa este. Da, îi face, îi aduce, noi îi cuptăm și pe ei. O jumătate de oră în program să fie și ei. Ok. Foarte bine. Bun. Acum, pentru că anul ăsta n-am avut timp să alocăm bani pentru copiii ăștia care dansează. Eu vă spun că e o situație mai delicată un pic. Și fotbaliștii, și trebuie să le creăm anumite, cum să spun eu, pentru că vin la dansul, pentru că muncesc atât de mult. Ei vor ca să aibă și ei o plecare. Să-i mai ducem, să-i mai scoatem din când în când, știi? Și pentru că nu, pentru că ziua respectivă o să fie numai din, adică o să cânte ei, sigur ei ar dori să meargă până la mare. Nu putem în cadrul acestui program, dar avem invitație la Eforie ca să se ducă. O să, cred că la următoarea ședință o să facă un program și o să cerem acordul dumneavoastră ca să poată pleca la mare. La cine plecă această plecare? Deci nu la plecare. Știți că și anul trecut copiii, deci numai că când la zilele comune acum, nu vom putea stimula, nu poți să vii să-i dai bani copiilor, că domnul de mult trebuie să... Și știți că și anul trecut, cred că a trecut sau la urmă de ani, au făcut o cerere de finanțare pe care ne-ați aprobat un buget și s-au dus la Eforie sau nu știu unde să face concurs. La Eurogenii care să câștigi Cleja, au câștigat o diplomă, că concurs foarte frumos au făcut, au cântat, au mers toți copiii de la Căminul Cultural, artiștii noștri populari s-au dus la Eforie Nord și au participat la concursul ăsta cu Flyer Dobrogeni și acum este iarăși aceeași invitație. Și stimularea pentru copii e va finanța Consiliul Local, plecarea lor la excursie. Dar nu e excursie, dar e la transport, cazare. Tot. Mai e o problemă. La zilele comune aș vrea să mai vin cu o propunere. Avem 5 familii la nivel de comună care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Eu aș propune să le dăm câte 5 milioane, o diplomă și 5 milioane premiu. Cum mi se pare? Adică fiind atât de puțin, nu e o sumă atât de mare, 25 de milioane ar fi să le dăm. Dacă vreți, eu stimulăm familia, stimulăm
Și se face peste tot, adică nu vin eu cu acum cu văd că peste tot se fac aceste lucruri. Nu știu dacă credeți că ar fi o... Este financiar, e chiar așa de felit. De exemplu, Neanton, farca asta, unul el e un pic aici, este da. Poate ceva, să se gândească în trebuie să înțelegeți că, au fost mai multe familii, dar având în vedere că una dintre persoane nu mai este, deci facem cuplu. De asta au rămas doar 5 pereți, dar au fost mai multe persoane. Nu putem să refacem acest lucru. Nu, că am văzut că o întrebat, dar... Au fost mai multe persoane. Pe cum, o soție fiind în viață, da. Asta se întâmplă. Da. Nu, deci, asta va fi tot așa, ședința următoare, o pregătire. Și dacă aveți și alte... Bun, alte propuneri, dacă aveți și voi, pentru programul ăsta. Da, sigur, trebuie să aibă, trebuie să facem program. Spuneți ce doriți să se mai întâmple în ziua respectivă, că putem să facem, să avem timp să pregătim pentru ședința din 1 iulie proiectul de hotărâre. Discutăm și... Domnul Joca, domnul Dobă, domnul Varga, domnul... Păi dacă m-aș pricepe la muzică ușoară, m-aș cânta eu. Haideți, gândiți-vă, neapănică. Păi, îți dai seama că dacă faci o propunere, trebuie să ai și persoana respectivă să-ți vină, nu? Sau formația, sau putere. Dar voi, dumneavoastră, vă dați seama că trebuie să vă implicați și dumneavoastră pe 13 august. Trebuie să fiți acolo prezenți fiecare și să ne ajutăm reciproc. Să vină și copii. Avem informația. Domnul primar, dar cineva din afară, așa, un mai ieftin, așa, nu? Și anul la care va veni la Bacău. Lasă-vă, nu maneliști, că nu... Haideți să vă zic un lucru. El a primit la primărie, domn primarul a primit în corespondența dumnealui, un CD de la o doamnă din Iași, care cântă muzică populară. Vreau să zic că cotizația care ar trebui noi să plătim ei ar fi pentru 45 de minute, 25 de milioane. Deci sunt foarte scumpe. Da, eu vă zic că cel mai frumos este că depinde de valoare, că o altă de 1000 de euro, chestii de genul așa. Mai sunt, mai Angelica, tu poate ai mai multe cunoștințe, mai sunt femeile astea care umblă la dansuri cu... Păi, dar și lucrurile și pe dumneavoastră. Cred că cel mai frumos este că de 1000 de euro, poate avem vizor. O să mai rugăm și pe domnul Pierti să mai țină și dumnealui o oră de... Deci, domnul Dăboc ne-a asigurat, ne-am asigurat că în ziua respectivă vom avea un spectacol de cinste. Nu, dar s-ar putea, acum fiind liber de contract, o omaci, mă zic că accept o... Nu mai acceptă un preotul nostru. Face parte din dirigea cătolică și așa cum ce a făcut, a făcut adat cu bătat cu apă. Dacă mai sunt ceva probleme, eu, în privința
zile de 30. Nu, dar pentru gândirea fiecare, să ne gândim fiecare când ne venim la ședința următoare, să vedem cum să auzim, nu, ne transmiteți prin vorbim prin telefon pentru că trebuie să facem proiectul de hotărâre. Și o să ne gândim la exact. Atunci vă dăm termen până pe 10 iulie, gândiți-vă și cine are propuneri, ne auzim. Putem lua singur comercianții care sunt din zonă. O să-i luăm pentru un mic, pentru, eu știu, probabil că o să vină și ei acum așa. O să vină tot. Dar nu ai unde să nu mai văd. Te lași aici, în față. Pe uliță, la gară. Ce vreau să vă mai spun. Că noi lucrăm acum din partea primăriei, lucrăm foarte mult pe niște balastul care l-am scos din Părău, încercăm să împrăștiem pe drumurile care sunt în comună. Am încercat pe Margareterul, am făcut pe Somușca, pe Clopotelor, pe ce stradă e asta care e? Pe Lucilor, va fi pe Sărcilor, Clopotele, Margaretelor. Încercăm să prindem mai multe ca să nu mai avem probleme. Săptămâna viitoare vom termina, cred. Drumul pe la mine. Așa. Unde? Drumul care promis la mine. Deci, eu am promis, sigur, dar asta trebuia, dacă eu vă fac drum acolo, trebuie să dispară intrările. Că nu mai poți, să trebuie să intre către casă. Ascultă-le așa. Eu vă promit, sau am, cel puțin am promisiune și eu din altă parte, că vom face 6 poduri în Comuna Cleș. 6 poduri. Vom face, și pentru treaba asta, vom face un pod la Versailles. Un pod la vale vom face, mai la vale, știi, unde am străpus eu în direcția terenului de sport. Pentru că în momentul când vine gunoiera de la Duma, să meargă tot, să se ducă și să iasă la terenul de sport. Acolo vom mai străpunge. Vom face un pod la, aici la domnul Vasilie, un pod vom face la deal, la păunilor, acolo când coboară păunilor, un pod care vom face spre drumul faraoanilor, acolo în direcția drumului faraoanilor, și un pod cred că vom face mai sus un pic la... Nu chiar în cam mai în pace de sacă, acolo unde sunt... La UDMR-ul acolo. Așa. Nu pot să facem și acolo. Deci cam asta. Deci în momentul când facem drumul, deja terenul este pregătit ca să facem strada din cap la de cap coadă, știi cum se spune. Știi? Durează un pic. Acolo la unde ești loc, acolo. Până la urmă rezolv problema, dar am dat drumul la un proiect. Adică n-am stabilit prețul, am vorbit cu proiectanții să facem un poleț acolo care vine Clejuța, la vale. Că nu poți să... Nu, dar zic aici unde zic eu, la mine aici n-ar fi niciun... Bun, dacă acceptați și vorbim cu cetățenii să nu sară în cap, noi putem decolata și facem tăia propria sau ce au iau sălcile alea și să facem. Putem face treaba, dar aici zona asta unde spun eu să nu e nicio... Exact, nu e foarte bine, dacă vrei, dar mă gândeam că oamenii tot nu sunt interesați. Nu trebuie reparat o leacă intrarea peste părăi. Da, da, păi asta e problema. Noi încercăm acolo, să nu sară oamenii în cap, știi? Asta e problema. Dacă vrei, o să demarăm și acolo, e o treabă simplă acolo. Trebuie să tăiem copaci și să dăm lumea să tragem strada. Că m-am mai întrebat lumea și mai sunt și eu. Pur și simplu, aș vrea să... Bun, deci vreți chestia asta? Okay. Să știu ce Nu, no, deci dacă într-adevăr să fie și acolo, o să facem. Acum... Nu e lung, e scurit. Deci o rezolvăm, nu e o problemă. Mai sunt unde niște străzi, cum se numește străzi, ăla la Sărăcuții. Sunt care trebuie făcute. Este un fel care se numește cu trei cruci, care trebuie... Da, cu trei cruci, acolo la fel, o să trebuiască întâi să vorbesc ca să le tragă puțin gardul, ca să putem face stradă. Că străzile sunt atât de înguse încât nici n-ai cum să fac, cum faci din poră degeaba buzma asta. Asta e, înțelegeți? La unde la cimitir la vale? Angelica, te rog, da, mai ne-ai spus, la cimitir.
Acolo merge un domnul. Să pun un domn metrolog la la cimitir. Acolo neapărat, chiar am fost acolo la cimitir. Nu ai unde să pui. Bun, punem la cimitir un domn. Acolo. Și becul din cimitir. De la Tipeci. De unde e special la primar. Da, becul din cimitir. Deja. O să tăiem și colțul ăla, Antonică, unde ai vorbit. Am fost și săptămâna asta. Nu ne ajunge timpul, avem un singur utilaj, asta este. Ba, am rezolvat cu rigola aia la domnul Valentin acolo, poasele era acolo. Apa curge la vale, nu se mai duce peste cetățeni. Eu zic că o să ia, iese o treabă bună acolo. Dar acolo mai vreți să turnați șanțolă sau cum? Nu. Nu? Rămâne așa? Nu. Băgam, cuburi, mai băgăm un știu, și poate să mai fie un podeț ăla lângă Valentina acolo, că nu trece apa, da? În un timp o să trebuiască omul, dacă vede că iese pe rău în stradă, poate o să-l refacă el. Și... Să zic că... Da, o întrebare eu ce mai... Că ei nu știa ce facem acolo, mulți ăla, noi cel puțin copiii nu poate să iasă. Dar nu știu unde, unde-i găsim, că eu nu văd. Dar este chiar acolo stasat, acolo la salonă. Dar nu, acum e zice, deci am întrebat pe fiecare, au zis că nu e a nimănui, dar în schimb nu poate să iasă copilul la magazin. Dar nu numai la copilul, sunt noaptea, dar vreau pe câine avut, dar așa. Da, dar asta îți văd în permanență. Este acolo, care cum ai trecut în direcția la Sabot? Cineva i-a filmat, Mărguși i-a filmat și s-a dus la firma aia, la autobaza respectivă în Bacău. Și când s-a dus acolo, uite, domnule, numărul de mașină, ia dumneavoastră, uitați acolo în curte. Ce ați căutat, ați dat drumul la căi, sunteți filmat și nu știu ce. Și du-te, domnule, l-au luat la... Da, dar și pe ăsta cum se poate să-l prinde, cumva da. Să poate să iasă lumea pe uliță. Am auzit că o doamnă a fost... Eu mă bucur, mă bucur pentru inițiativă și te rog frumos să găsești soluții. Este că acolo la Sabo am întrebat, acum unde sunt la cum ești, dar îi dă de mâncare și îl ține acolo în pereție. Dacă vedem cu ajutor, dacă vedem că de acolo iasă, dacă eu o trec, ce faci cu ăla? Păi eu ce să fac dacă eu îi dau, dar mi-e frică și ei. Și atunci leagă, bă, ceva cu el. Deci este mâna scășiată, picioare. Dacă este era cuiva, era îngrozimea de la Bacu. Să chemute cineva să facem ceva cu proiectul. Întrebătarul 3 ani, 20. Să jucă aude de la Bacu. 20, nu de la Bacu. Ce să zic cu ea asta? Are o bursă, a fost noaptea. Mai sunt probleme? Domnul primar, eu aș vrea o da, spune, da. Am mai amintit dumneavoastră că este unde e transformatorul. Așa. Acolo ar trebui de făcut ceva la tubul ăla, să băgăm un tub acolo, că... Ne-am venit, că ne-am gândit. N-am ajuns încă acolo, dar punem și acolo. Dar ascultă, domnul Fănică, deci, bine, facem acolo și lungi. Dar spunem și mie, domnul Fănică, strada aia va fi asfaltată. Da. În programul ăsta pe NDR, mi se pare că e prinsă strada aia și strada aia prinsă. Problema noastră este așa. Cum putem lărgi un pic strada respectivă? Acum să zicem la transformator e mai complicat, că n-ai nimic, dar în sus, când ai pe strada școlii, te duce în sus, n-ai loc, pur și simplu. Este, acolo este e terenul tău, acolo pe dreapta, gardul tău sau e gardul cu ăsta? Nu e a lui. Acolo probleme, deasupra pe foama, acolo e bun drum, e destul de lat. Acolo chiar dacă asfaltăm, da, să facem, să intre bunoiera pe acolo, cum am putea? Dacă nu poate să urci gunoiera, atunci cum a coborât cu tomberoanele la vale, trebuie să aducă când aduce gunoi. Și aduce la transformator acolo. Cine aduce? Păi vecini. Păi nu, dar omul zice, domne, să-mi trimis mașină. Acum mai vrea și ei altceva, nu cumva să iau din ograd, nu? Deci vreau să spun că toată lumea așa, pune problema. Ăia de sus, de acolo, care... La fel, nu se urce, pentru că domnule, pe două case noastre, acum am făcut clopotelor, încet, încet o să facem, o să străpungem și să iasă mobilii, dar totuși sunt trei case acolo și am vorbit cu Hubării și a spus că ne dă voie ca să lărgim strada pe bucata aia, zic că tot când vine ploaia, ia tot balastul ăla și ne bagă pe canalul ăla, care, înțelegi? Da, trece, tu trebuie să ne facem capac acolo, la primării, am lăsat pe la... Așa. Și acolo trebuie lărgită strada. Dar trebuie lărgită aici la tine, aici așa, nu știu cum. Am putea muta cum a făcut domnul
Ion, cum am mutat postul, dacă am avea, să mutăm postul. Că dacă n-ai post acolo... Nu, dar acolo trebuie să vedeți ce distanțe dintre casă, casa aia care sunt eu pe partea stângă. Dacă are un metru jumate acolo, eu zic că se poate încadra. Un gard chiar de gata, da. Adică să nu fie chiar în altă casă. Da? Trebuie să găsești o soluție. Nu, e păcat dacă vii cu asfalt să ne faci o stradă. Vedeți că acolo aveți și un câmp, în aproape în mijlocul drumului. Lângă transformator, chiar acolo. Da. Dar apropo, programul ăla cu asfaltul pe NDR-ul se mai continuă? Păi așteptăm să tot ne anunțe că vin de la, vine comisia de la Iași. Să ne vedem. Așa. Formalitățile, lucrurile merg mai greu un pic, nu chiar. Nu vedeți, o, dar sunt pozitive ca să da. Realizeze anul ăsta. Sigur că da. Anul ăsta nu, anul ăsta să mă vrea să fiu proiectul aprobat. Da, am reușit cu canalizarea. Deci, pe programul COIM, am fost prins cu 25 de milioane de euro, în care 25 de milioane presupune 25 de kilometri de canalizare și vreo 5 kilometri de apă. Tot discutăm, la un moment dat Somușca a ieșit din cărți, pentru că 25 de kilometri nu ne ajunge nici pentru Cleja, ca să spun așa. Până la urmă am forțat puțin lucrurile și să ieșim cu Somușca măcar pe drumul principal, ca să avem acolo, că altfel, având canalizarea, calea principală, altfel vii cu o țeavă și fiecare care dorește să se branșeze, e mai simplu. Și atunci s-a schimbat, înainte era stația de epurare, era aici jos undeva pe sediu. Acum stația de epurare te duci până la Doja, pentru că merge pe lângă șoseaua principală și unde e hotarul între Cleja și Udăr Crăciun. Merge până în vale și pentru că așa sunt normele, s-au schimbat normele, n-ai voie să pui stații de epurare decât aproape de cursul principal de râu. Și atunci mergem pe șoseaua națională cu cele două căi. Iarăși, asta este. Și mergem până în pomul. Avem niște străzi, dar străzile astea secundare sunt scoase, ca să vă spun. Nu s-a putut 25 de kilometri și restul vom face pe altă după ce se va realiza acest program, se vor face alte fonduri. Mai durea să nu dau promovul, s-a schimbat guvernul, dar proiectul merge înainte, nu se pune problema. Da, școlile la fel o să, cred că o să facem și școlile, dacă tot e proiectul depus la CNI, să sperăm că se va face și școala de la Clăuari, Cleja, Grădinița, Buda, Uriadu, dar vom face. Dacă mai sunt alte. S-a închis?